cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, de ziua îndrăgostiților. Astăzi, aici în redacție, sunt pe post de Sfântul Valentin, să unim între ei, ele, cupluri, cât mai apropiate ca destin, ca idei, ca, să spunem noi, ca sentimente, uneori extrem de puternice și arătate în public. Ne permitem astăzi să vorbim despre câteva povești de dragoste, altfel din județul Neamț, pentru că nu trebuie să uitați că originile acestei sărbători nu sunt legate de cine romantice, de weekenduri, nu știu de care. Nu, sunt niște origini un pic mai întunecate. Se vorbește despre martiriuri, mă rog, tot felul de chestiuni de genul acesta de pe vremea creștinismului de început. Așa că emisiunea de astăzi se poate numi fără niciun fel de probleme cadouri, cupluri și cadouri de Sfântul Valentin în Neamț. Deci cupluri și cadouri de Sfântul Valentin în Neamț. Și nu putem să nu începem cu un cuplu deja celebru pentru modul în care știu să-și facă unul altuia cadouri. Deci cuplul acesta este deja sudat de mult timp, a trecut proba verității, proba timpului, au dovedit că rămân împreună chiar dacă niciunul dintre ei nu-și dorește asta. Este vorba despre actualul om care ocupă fotoliul de președinte al Consiliului Județean Neamț, domnul Iona Saftei, care se știe că are o relație cu Năbădăi, cu doamna Mădălina Ciubotaru. Să nu vă gândiți la lucruri urâte. Nu. Aici este vorba despre o relație întărită prin politică. Cu multă muncă, cu multă perseverență, cei doi au trebuit să-și împartă o funcție. Când domnul Arsene a făcut majoritate în Consiliul Județean Neamț. Și au zis așa, băi, n-am pentru voi decât o singură funcție de vicepreședinte. Și voi trebuie să o împărțiți. Așa că cei doi s-au retras și s-au scris jurămintele, cum se obișnuiește. Numai că Mădălina Ciubotaru și-a scris jurământul sub forma unei demisii. Și i-a înmânat-o celuilalt, mă rog, așa ca să fie sigur că lucrurile merg cum trebuie. Și era cam așa, 2 ani tu ești președintă, după care vin eu. Numai că cineva a uitat să-și depună demisia și a depus-o celălalt. Între timp, lucrurile s-au schimbat. Domnul Saftei a ajuns președinte. În locul lui, cu atribuții de președinte, ca să fim foarte preciși, doamna Mădălina era un simplu consilier județean. Și atunci domnul Saftei, în ciuda animozităților, i-a oferit postul de consilier personal. Pe principiu, țineți aproape pe cei mai dragi. Pentru această colaborare benefică pentru județul Neamț, noi ne-am gândit că cel mai potrivit cadou ar fi o cină romantică la turnul Berarilor. Sponsorizată, evident, de proprietar, de adevăratul proprietar. Credem că acolo se vor simți minunat, mult mai bine decât în biroul Mădălinei Ciubotaru, unde s-ar putea, ca din prea multă sfințenie și miros de lumânări, să li se facă rău unora. Că și tămâia dă rău la unii. Bun. Un al doilea cuplu care merită premia de ziua îndrăgostiților, pentru că își trimit mesaje tot timpul unui altuia, sunt atât de îndrăgostiți unul de activitatea celuilalt, încât te gândești la niște, să vă spun eu, tăuști.
sandvișuri de alea care se pun unul peste altul. Deci, domnul actual prefect Adrian Niță și cu partenerul, partenera sa, domnul Adrian Carabelea, Carabelea, primarul municipiului Piatra Neamț. Vedeți, Adrian Niță, Andrei Carabelea, îi mai încurc. De fapt, ei provin din aceeași rădăcină sănătoasă a fostului partid condus de Gheorghe Ștefan și câteodată îi mai încurcăm. Dumnezeu să-l odihnească, un mare om din teatru nemțean, povestea el și a și scris în Ceahlău cu cine să-și facă revelionul. Și s-a zis, cu ăia nu, cu pictorii nu, eu îl fac cu poeții. Și zice, o să mă întâlnesc să fac revelionul cu Daniela lui Gheorghe și cu Adrian Corbu, înlocuindu-le numele celor doi. Așa ceva aici, am zis Adrian Carabelea, că mie mi se par de multe ori aproape identici în manifestări. Deci domnul Adrian Niță, care îl critică tot timpul pe domnul Carabelea, domnul Carabelea care se luptă să demonstreze că Adrian Niță nu are dreptate, sunt cuplu perfect pentru ziua îndrăgostiților. Noi le-am sugera, ca să fie tot în regulă în această zi, să închirieze sau să primească donație de la domnul Lupu, ăla cu caii, o caleașcă cu care să plimbe pe bulevardele Traian și Decebal. În, bineînțeles, caleașca ornată cu inimioare, tot felul de chestii acolo, eventual să servească și câte un suc la pai, un cocktail non-alcoolic. Bun, ca să păstrăm unul din personaje, mergem mai departe, un alt cuplu care merită cumva amintit de ziua îndrăgostiților pentru modul în care colaborează, chiar dacă nu o spun public, este format din domnul Adrian Niță, prefectul județului, și doamna Daniela Soroceanu, secretarul general al județului. În zona PSD-ului se știe că înainte de ziua îndrăgostiților această relație a fost consolidată foarte mult, știu și cei din Consiliul Județean, mai ales de când domnul Niță a revocat, ca să spunem așa, un contract la cabinetul domniei sale, unde i-a fost impusă o tânără care, făcând domnia sa niște verificări, a constatat că mai lucra 8 ore și în altă parte. Și atunci au zis, băi, dar ce 16 ore? Când lucrează? Că nici măcar eu nu lucrez 16 ore, prefect și la partid. Și uite așa s-a consolidat această relație de prietenie cu un accent mare dinspre doamna Soroceanu spre domnul Niță. Premiu nu le dăm, dar le sugerăm o zi, două de voluntariat la asociația aceea ADI, Protecția Animalelor sau așa ceva, că acolo e mare nevoie de muncă voluntară în condițiile în care se plătește foarte bine lipsa de activitate. Mergem mai departe și continuăm cu un cuplu care părea de nezdruncinat, de nedespărțit, dar care acum, din păcate, sunt despărțiți de o decizie dură, nu știm dacă meritată sau nu, a instanțelor românești, a instanței din Brașov, dacă nu mă înșel. Este vorba de domnul Ionel Arsene și de actualul președinte al PSD Neamț, Daniel Harpa. Din marea prietenie, acum s-a ales o mare dușmănie. Cel puțin, asta transpare din anumite lucruri. Noi, de ziua îndrăgostiților, le propunem un lucru
care credem că este în asentimentul tuturor credincioșilor din această țară, să facă separat, dar în același timp, ca să poată întâlni o excursie la muntele Athos și să-și ierte unul altuia totul pentru bunul mers al PSD-ului județean. Mergem mai departe și păstrăm un personaj, dar introducem unul nou în această zi frumoasă de Sfântul Valentin. Îl introducem pe domnul George Lazăr, președintele PNL Neamț, care se știe că are o relație, nu de iubire, dar are o relație cu domnul Daniel Harpa, președintele PSD, similară într-un fel cu relația la vârf între PNL și PSD. Domnul Lazăr, când prinde momentul, transmite câte un mesaj de iubire domnului Harpa și îl leagă de diverse chestiuni, partid, APASER, Consiliul Județean, unele meritate, altele nu. Iar domnul Harpa, în momentul acesta, stă și încasează spunând că el nu răspunde unor asemenea lucruri. Dacă pe cei doi nu-i putem trimite la muntele Athos, credem că ar putea să participe împreună la sărbătoarea de pe muntele Găina, să găsească o cale comună de colaborare și discuții. În fine, scurta noastră emisiune de astăzi, că nu vrem să vă ținem foarte mult de ziua îndrăgostiților, suntem convinși că și dumneavoastră aveți astăzi o zi plină, se încheie cu, de data asta nu putem vorbi de un cuplu, deși s-ar putea, dacă ești foarte îndrăgostit de imaginea ta și de dorința de a parveni în administrație și politică, s-ar putea să fie și asta un cuplu. Este vorba de actualul viceprimar de Piatra Neamț, Marius Irimia, și Consiliul Local din care face parte. Mai mult, ședințele de Consiliul Local din care face parte. Țineți minte că domnul Irimia, la penultima ședință de Consiliul Local, a participat la volan cu ochelari de soare și transmițând urările sale de bine partenerilor din trafic, discuție sau, hai să spunem, înjurătură care s-a auzit și în Consiliul Local în momentul în care vorbea un prieten de-al domnului Irimia, domnul fost viceprimar Gavrilescu, care își dorește să fie măcar viceprimar, dacă nu altceva. I-a spus ceva de mamă, mă rog, asta e, a rămas acolo, așa că pentru domnul Marius Irimia și instituția Consiliului Local nu putem să facem un cadou ambelor și lui Irimia și Consiliul Local, dar Consiliul Local ar putea să-i concesioneze domnului Marius Irimia o parcelă pe muntele Cozla în care să-și amenajeze un loc de joacă de administrația publică locală. Jucărele se găsesc pe acolo sau, dacă nu, se poate face o donație de la firma care a instalat locurile de joacă, a adus pomul de Crăciun în Neamț, întâmplător aceeași firmă, fără nicio legătură cu domnul Marius Irimia. Acestea fiind zise, vă doresc să aveți o sărbătoare de dragobete plăcută, pardon, de ziua îndrăgostiților plăcută și să fiți buni români, iubitori, ortodoxi, familiști, precum cei pe care i-am amintit înainte. Cele bune!